Suntem pe data de 27 mai, încet, încet ne îndreptăm spre luna iunie, 27 mai 2024, probabil peste câțiva ani va fi important și data, și am venit la ultimul stup care mai are riscul de a face boci, care ar putea să declanșeze o roire. Așa că tot ce trebuie să fac este să iau din nou ramă cu ramă. O veste foarte faină pentru mine este că împerecherea reginelor B24X a decurs foarte bine înainte de săptămâna aceasta răcoroasă. La mine foarte răcoare. Foarte frig pentru această perioadă. În copilăria mea, în luna mai, făceam baie în gârlă. Acum ce să mai faci baie în gârlă, că sunt cu blana pe mine, am haina pe mine cu care o folosesc de obicei și toamna și iarna. N-am făcut fum fiindcă am un singur stup de verificat această colonie. În perioada asta rece, consumul într-o colonie de albine e destul de mare. Mănâncă foarte mult albina când e rece, fiindcă ea trebuie în zona puietului să mențină 35 de grade și din acest motiv trebuie să mănânce foarte, foarte mult. Afară am undeva la 17 grade, asta înseamnă vreo 20-21 de grade reale. Mă uit după boci, după mâncare. Să aibă mâncare suficientă și să nu aibă boci. Pe după aceea, până sâmbătă, nu știu dacă mai deranjez vreo familie de albine. Și aceasta este doar din cauza că e urgent. E urgent să nu cumva să aibă boci. O ramă goală și verific de botcuță, boci clandestină. Mă uit bine foarte peste tot. Aici au avut mulți strântori și am distrus. Am lăsat doar albina. E o ramă destul de urâtă. După eclozare poate fi dat topit, chiar dacă e mai nouă. Se poate topi. Se poate da la topit. Și ăsta ar fi un avantaj destul de bunicel pentru această metodă. Aici nu mai este nici puiet imediat. Arată bine.
Văd că Boci nu și-a mai făcut. E totul în regulă. După ce am luat fiecare ramă și am verificat, e timpul să mă uit în cuibul de jos, să-l organizez în caz că este nevoie. Iau catul. Pun deasupra aici. Așa, și sunt multe foi date în partea de jos. Bine, la această colonie mă cam îndoiesc eu că o să le construiască anul acesta. Ar fi bine, dar nu cred. Nu este o matcă extraordinară ca să zici că le va putea construi. Da, matca s-a așezat ea de la sine foarte bine, văd că. Așa. Sunt un pic atistate, e și normal, e înnorat. Și acum am să-i scot câteva foi. Nu e extraordinar de agitat, dar e un pic. Așa, și o să-i dau ramele construite mai aproape de cuibul care și l-a format ea. Așa. Ca să duc albina spre cuib și astfel încet, încet cuibul să se extindă în funcție de cum s-a format. Deci aici am o ramă cu mâncare, miere are, astea două foi, nu cred că trebuie să stea lângă cuib. Până aici s-a extins, deci are 5 rame. Apre cum se vede, toate ramele astea sunt de anul acesta. Așa. Foițele vor veni după și dacă reușește să construiască bine, dar durează, o să construiască cam în luna iulie. Acum, în funcție și de cum eclozează albina de sus, încet, încet va veni jos. Să vă arăt o foaie frumos, adică nu e construit în totalitate, dar stă albina pe ea. Și asta dă semn că nu e chiar o matcă super. Nici nu este. Este o matcă neagră intrată în frigul groitului. Și am zis să îi fac această lucrare de separare de cuib, de a o duce în partea de jos. O altă ramă, văd a venit să depună măcar ouă pe aceste rame. Aici are păstură, are păstură pe această ramă și miere. Bun, deci această foiță o dau în interior. Așa. Dacă va dori să-și mergească cuibul, va trebui să o construiască. Probabil n-are albine suficient constructoare, totuși e o colonie care a intrat în frigul roitului.
văd ce este și pe această ramă. Așa. Mă interesează prezența reginei aici, ca aceasta să depună ouă. Este prezentă și aici are puiet larvar. Iată o matcă neagră. O mătcuță neagră. Unde e? E pe undeva în cadru, dacă... Iată aici. Aici este ea. A crescut la loc. Deci, ce înseamnă că a crescut la loc? Mărcile, când roiesc, se micșorează să poată zbura. Rama asta e plină cu larve. Foarte frumos. Va rămâne aici, lângă foiță. Va trebui să construiască foaia dacă vrea să nu se mai extindă. Metoda este foarte, foarte eficace. Din tot ce mi-am bătut eu capul pentru a preveni, nu a preveni, asta deja este oprirea roitului, fiindcă era în friguri. O altă ramă, o altă foiță dată, care au construit-o. Și asta a băgat polen. Aduce foarte mult polen. Să văd dacă mătcuța a luat aici, da, a depus ouă și aici. Va trebui să se organizeze mai bine dacă are nevoie de spațiu de ouat. Dar că albina aduce, iată ce ramă, ce ramă faină cu polen. Superb, mult, mult polen. Deci aduce polen în partea aceasta. Dacă ea a adus polen aici, atunci cuibul îl voi face un pic mai diferit față de cum și l-a închipuit ea, această mătcuță. Aici trebuie o foaie, aici e foaie. Se reorganizez eu cuibul frumos, așa cum trebuie. Să fie o foaie. Mai eclozează din albină, mai se fac niște albine constructoare și vor cobori jos la muncă prin Hahnemann. Așa. Acum a primit acolo o foaie, ramă cu mâncare. Și aici primește iar o foaie, asta e ramă cu mâncare și aceasta. Așa. Scopul meu este de a obține cât mai multă albină. Chiar dacă bănuiesc că la această colonie probabil o să-i schimb matca în toamnă. Dar vedem cum reacționează la această metodă de îngrijire. Iată ce frumos poți să lași, să zic așa, cuibul. Ai reînnoit cuibul, pur simplu. Nu știu să-i mai pun și aici o foaie. Hai să-i pun aici foaia, lângă mâncare. Rama aceasta, care și ea tot mâncare are, o să eu o aduc lângă foiță. Și acum nu mai e foaie lângă foaie, în tot cuibul este așa, o ramă construită, o foaie.
Doar central am lăsat cea construit ea zilele astea, de a pontat mătcuța acolo. Și așa i-am reorganizat eu cuibul, frumos, super, super, super. Bun. Cam asta e tot din reorganizarea cuibului. Ce fain arată. Să ai doar rame noi construite. Acum mai pun înapoi Hanemanul, fiindcă ea oricum preferă ramele negre. Dacă aș lăsa-o să urce sus, imediat ar fi acolo. N-ar trebui prea mult. Bun. Problema mea cea mare la coloniile acestea era că nu știam cum să fac eu aici, că n-aveam roinițe pentru a putea face această metodă pe vertical. Orizontal nu funcționează, nu știu de ce. Orizontal nu merge treaba asta, dar pe vertical e perfect, iată. Matca a depus, a făcut un cuib frumos, jos, rame superbe, iar în partea de sus sunt ramele acestea. Deci în partea de sus are acces la mâncare, miere și dacă jos se pare că e prea mult de lucru, sus are celule goale pentru a depozita mierea. Sau să spunem că vine o perioadă fără nimic, nu mai are nimic de mâncare, va supraviețui din mierea din cat, mierea care o are. Bun, tot ce fac eu acum e să așez toate ramele la loc frumos și bineînțeles un pic de tratament cu formic trebuie aplicat. Încet, încet ne îndreptăm spre perioada aceea destul de plină cu varoa, să zic așa, și trebuie cât mai bine tratați. Bun, cam atât. Până data viitoare, numai bine!